Bună ziua tuturor, la mulți ani, dragilor balanțelor, care ați așteptat drăguțelor etalările pentru anul în care tocmai am intrat și pentru ianuarie, dar sper să merite așteptarea. Știți bine că dacă întârzi din niște motive serioase, sper că înțelegeți și sper anul acesta, dacă mai mă bâlbui, să nu vă supărați, că se întâmplă tuturor și voi v-ați bâlbui dacă ați fi în locul meu și ați citi spontan niște cărți. Așa, asta pentru cine a mai avut reacții absolut copilărești. Acum, dragii mei balanțelor frumoaselor, dragile mele, aveți deja niște mesaje. Aveți niște mesaje în ianuarie 2021. Vom vedea pentru anul care vine, când termin ianuarie, voi continua etalările. Sper să vă fie de ajutor informațiile pe care le primiți. Cu ce să încep? Cu seria mesajelor de la înger. Cel mai important lucru sau cel mai real lucru este dragostea. Schimbați-vă concentrarea, focusul, da, înspre dragoste. Și de ce încep cu acest mesaj? Pentru că se pare că unii vă concentrați pe alte lucruri. Unii dintre voi. Interesant că nici ce am amestecat aceste cărți, energia generală, au sărit trei, eu am crezut că sunt doar două, dar se pare că a treia e ascunsă. În primul rând, doi de, vedeți, e chiar balanță, vă reprezintă doi de aer. Doi de aer vă reprezintă foarte mult. Alba, neagră, ce să aleg, cu tare sau cu tare? Centrați-vă, dragii mei, centrați-vă și alegeți odată ceva. Se pare că până acum, sau trebuie să alegeți ceva, ceva serios, pentru că am senzația cu acești cinci de aer și 8 de pământ la mijloc, că v-ați implicat într-o direcție care nu musai că nu vă reprezintă, că toți trebuie să muncim. Asta înseamnă 8 de pământ, trebuie să muncim, să construim, să ne transformăm prin calitățile pe care le avem și calitățile pe care le avem să le manifestăm în practic. Deci asta este foarte important să facem. Dar cred că v-ați mințit. Ori ați purtat o mască, ori ați avut impresia că acel loc de muncă sau o chestie care ține de muncă vă asigură, eu știu ce, stabilitate? La, la, la. Bla, bla, bla. Pentru că îngerii vă transmit singurul lucru real, vorbind de lucruri reale, chiar dacă unii dintre voi v-ați concentrat pe bani sau pe stabilitate, singurul lucru real este dragostea mea. Dragostea. Și ce e frumos, că apare numărul 7. Numărul 7 care reprezintă casa 7-a a balanței. Casa, nu zodia. Da? Casa balanței. Aici se face schimbul de energie. În relații și în dragoste. Nu aici, la locul de muncă. Acolo este cu totul și cu totul altceva. Eu am senzația că, da, ia uite ce frumos, 5 și cu 2 înseamnă 7. Dacă știți și voi matematică, sunteți foarte buni matematicieni balanțelor. Dar 5 și cu 2 înseamnă 7 și 7 de aer, ce înseamnă păcălici, autosabotaj. V-ați sabotat în această direcție, așa simt. 8 de pământ, pet înseamnă muncă, muncă, muncă și iar muncă. Și transformarea asta, nevoia de a vă transforma finanțele și oarecum e de înțeles, pentru că apar niște probleme financiare, e de înțeles. Dar, dragii mei, singurul lucru real spune, este dragostea. Da? Și numărul 7. Schimbul se face cu dragoste și la locul de muncă. Dacă nu munciți cu pasiune, dacă nu faceți jobul pe care îl iubiți ca să vă transformați în ceea ce sunteți, să vă păcăliți și vă transformați în altceva. Asta este un mesaj, un plus. Un plus. Că ține de 2020, de ce o fi ținând? Ia uite, am deschis la asul, vreau să-mi pun aici, la asul de spade, la aer. Descoperiți-vă adevărul divin, limbajul vostru, descoperiți-vă pe voi, începeți ceva nou în temei. Interesant, drăguț. Alt mesaj, energia generală, 10 de pământ, că tot văzui 8 de pământ, 10 de pământ. 10 de pământ în tarot înseamnă tradiții, casă, familie, reușită, super reușită financiară, da? Super reușită financiară. Dar cel mai important la 10 de pământ este că reprezintă tradiții, cultură, educația, familia în care ați fost crescuți,
educația pe care ați primit-o acolo, ceea ce vreți să construiți cu partenerul vostru, ceva durabil, la la la. Unii, să zicem, unii, nu toți, deși nu asta vă caracterizează pe voi balanților, în general, decât dacă aveți cine știe ce aspecte în pământ. Totuși, faptul că a venit acest 10 de pământ, eu cred că e o chestiune care ține de familia voastră, de felul în care vedeți voi lucrurile reale, dragii mei. Unii poate ați fost crescuți în niște probleme financiare și vi s-a programat în familie că, domnule, dacă n-ai bani, nu faci nimic, nu te bagă nimeni în seamă, chestii. Ai ureri de genul ăsta, da? Sau poate aveți de-a face cu cineva care așa gândește. Și totuși, unul dintre voi, sau pur și simplu, voi, că la voi a venit tatălarea. Trebuie să conștientizați că singurul lucru real este dragostea, dragostea. Și să sperați și să aduceți speranță. E un curcubeu. Aduce speranță, nu distrageți atenția, nu derutați, nu creați confuzii. Haideți să mai vorbim despre alte lucruri. Se pare că aici aveți, la capătul setului de cărți, vindecare și înțelepciune, niște lucruri iar pe care trebuie să le regăsiți sau să le căpătați dacă nu le-ați avut. Să le căpătați, să le atingeți în ianuarie, să începeți și continuați în anul care vine. Cum văd eu lucrurile? Că e o poveste un pic mai complicată. Văd aici o situație în care voi v-ați consumat foarte mult. O situație, iar 10, iar un 10 de foc. Jobul în care v-ați consumat energia, în general 10 de bâte, 10 de foc, cineva care ține în cârcă nu știu câte bâte și nu mai vede nici cerul, nici nimic în fața lui, din cauza responsabilităților. Poate n-ați avut responsabilități, dar ceva v-a îngreunat. O karmă grea a trebuit să o ardeți. Ați încheiat-o, ați rupt-o, da? A trebuit ruptă și a trebuit să alegeți la un moment dat. Sau urmează, știți că timpul e fluid, se poate manifesta acum, poate ați început, poate urmează prin februarie, nu vă fixați doar pe ianuarie. În ianuarie primim mesajul. A trebuit să alegeți și să alegeți ce, dragii mei, singurul lucru real. Ce înseamnă aici? Ce apare? Ce apare? Ia ziceți, după mine, două persoane, două suflete perechi. Uite-i aici. Da? Uite-i aici. Ce lumină se pune între ei în momentul în care se îmbrățișează și se sărută. Aceasta este dragoste. Nu sex, nu aventură, nu atracție, nu la la la, nu colaborări din motive financiare, dar aceasta este dragoste. Un personaj care vă înțelege sufletul. Evident că și mintea, să știți că sufletul merge mână în mână cu mintea, chiar dacă e apă și aer, poate cândva o să vă explic eu de ce. Ei, și în această relație pe care ar fi trebuit să o alegeți sau urmează să o alegeți, e o alegere dificilă, trebuie să vă deschideți inima. 9 de bâte. 9 de bâte care stă, dacă vă aduceți aminte cei care urmăriți emisiunile de tarot, da? Este un personaj obosit care are un gard în spate, un gard de bâte, are un blocaj, își creează niște bariere. Trebuie să vă deblocați și voi. Pentru că vouă vi se zice că singurul lucru real, și aici real ține de dragoste, de inimă. Și atunci, unii dintre voi ați avut inima blocată concentrându-vă pe ce? Pe bani, pe creare de, eu știu, moșteniri, pe familii, pe eu știu ce mai fi. Voi știți. Dacă nu-i familie, că nu toate balanțele sunt familiste, pe creștere profesională. Și atunci ideea este că trebuie să alegeți, să o luați de la zero, da? După această ardere de karma, trebuie să o luați, să alegeți de la zero și alegerea n-a fost, sau nu este. Să vorbesc la timpul prezent, nu este ușoară. Nu este ușoară pentru că unii dintre voi nu sunteți obișnuiți cu așa ceva. Și o să vă arăt și aici cum se leagă oarecum mesajul. Mie mi se pare că se leagă. Și atunci, în această legătură profundă emoțională cu cineva, sufletească, spirituală, trebuie să vă deschideți sufletul, să vedeți că singurul lucru real, și floarea e reală, da? E dragoste, e la nivelul inimii, este chakra inimii. Și aici, în felul ăsta, în această relație și prin această deblocare, căpătați înțelepciune și primiți vindecare, vindecare pe cale divină și de la sufletul acesta care vă așteaptă. Chiar dacă nu l-ați întâlnit, trebuie manifestat. Dar aici este problema, să încheiați un ciclu. 10 înseamnă și un ciclu care trebuie încheiat. 10 de monede. Dacă ați muncit, ați muncit. Ok, gata. Acum concentrați-vă pe alte lucruri care, într-adevăr, sunt mult mai importante, reale, la fel de reale ca și banul, la fel de reale. Și
Și, la fel, să zicem, cel puțin la fel de importante. Primiți dragoste cu apreciere. Primiți dragoste cu apreciere, balanțelor. Chiar dacă uneori vi se pare că e prea puțin, chiar dacă uneori vi se pare un fol de nea, vi se pare că se topește în mână acel gest, chiar dacă vi se pare că este mai rece gestul, primiți-l cu apreciere, pentru că aceste mici gesturi vor crea în timp un ocean. Da? Un ocean în care va trebui să învățați să ce? Să înotați. Între timp, ați depășit, prin ce am zis mai devreme, acel 10 de foc, arderea aceea de karmă, ați depășit sau sper, urmează să depășiți niște șabloane relaționale. Asta înseamnă relații karmice. Ce trebuie, măcar cei care sunteți întârziați la această lecție, aveți 32.5, este vibrația lui 2021. În 2021 trebuie să depășiți aceste șabloane karmice pe care le-ați trăit până acum și să vă concentrați, dragii mei, ce zice, citiți, că știți engleză, concentrați-vă pe dragoste. Singurul lucru real este dragoste. Vedeți frumosul din fiecare și mai presus de toate, pentru că v-ați obișnuit cu un șablon, va trebui în această nouă relație sau care urmează să vină, nou tip de relație, să învățați să vorbiți limbajul dragostei. Unii poate nu aveți acel limbaj necesar pentru a vă înțelege cu personajul despre care am vorbit, care vă aduce înțelepciune și vindecare. Și atunci primiți cu apreciere până înțelegeți lucrurile, că poate nici nu înțelegeți. Și să nu uităm că mai este, aveți răbdare. Este floarea de lotus care știți că răsare din are rădăcina adânc înfiptă în nămol. Și e lungă, lungă, lungă până ajunge la suprafață și înflorește atât de superb, știți? Adică, cu alte cuvinte, o călătorie, 1 și cu 8, o transformare. O călătorie lungă, până lungă. Poate sunteți pe aproape. Că tot ați trecut prin nămol și prin arderi de karmă, da? Însă, faptul că ați avut răbdare și că ați depășit aceste șabloane karmice, e de bine. E de bine. Învățați între timp limbajul dragostei și adaptați-vă la fiecare. Nu așteptați ca persoana care vine să vă înțeleagă așa din prima, că avem 7, avem relații, avem exchange-ul, schimbarea de energie, de experiență, de limbaj, de cuvinte, de frumos, de ce, tot ce vreți voi. Sper că înțelegeți, pentru că aș putea să mai vorbesc o grămadă despre lucrurile astea, dar totuși trebuie să fac etalarea. Și haideți să mai vedem ce alte mesaje vin. A vrut să se arate 10 de... nu e 10. Este cavalerul de băte și 5 de monede. Cavalerul de băte e un aventuros. Și știm că sunt multe persoane care s-au plâns că balanțele sunt niște aventuroase. Dar eu acum v-am șoptit așa ce se bârfește despre voi, știți? Că balanțele sunt prea aventuroase. Da, ok, e de înțeles. Dacă ați avut niște probleme, cum am zis mai devreme, în familie, probleme financiare sau relaționale, sau ați văzut părinții că nu se înțeleg, sau ați fost în relații în care nu v-ați înțeles, chestia asta va determina să vă duceți eventual să vă găsiți pasiunea sau să vă reîncărcați energetic, înțelegeți, da? În alte direcții. Unii dintre voi. Nu toți, evident, nu toți. Vorbesc despre unii. Mai există un alt mesaj pe care îl simt pentru un anumit grup de balanțe, bărbați, femei, nu știu care, pentru care o fi, lună, Venus, ce ați avea voi, cei care au niște probleme familiare sau financiare s-ar putea să întâlnească un personaj, wow, da? Care îi ar putea la un moment dat să aibă tendința să îi facă să creadă că îi salvează. Dar și dacă i-ar salva de la această problemă de relațională sau de la problemele financiare, dacă ar fi. Pentru că totuși cavalerul de bâte e un tip pasional care salvează, se luptă, da? Se zbate. Varianta lui cea bună, că are și el varianta lui bună, da? Dacă vrea să salveze, să vă salveze, dacă voi vă simțiți aici și acest cavaler de bâte nu vă reprezintă, mare grijă că totuși și salvatul ăsta nu ține o viață și nu ține nici prea mulți ani. Ține doar un moment. Da, vă salvează dintr-o situație și atât.
Asta e un mesaj, dar cred că totuși aventurosul care nu prea are bani se duce, s-ar duce, dar nu poate să stea tocmai pentru că nu are bani, că nu... Știți, bărbatul acela frumos, galant, dar care are buzunarele goale. Pentru unii. Pentru unii. Acum, între timp, ce s-a mai întâmplat pe aici? Iar 10 debute pe care le-am văzut, vi le arăt? Haideți, măi, chiar ați uitat așa repede, ia uitați-l aici, da? Despre care am vorbit. V-ați consumat într-o relație. V-ați consumat într-o relație. Ia uite. Și v-a consumat și, ia uite, și trădări, și suferințe. Unii chiar ați fost și o perioadă singuri, o călătorie spirituală prin care ați trecut. Dar din care vreți cu orice chip să ieșiți, sunteți determinați cu faetonul să mergeți, eventual, dragii mei, unii dintre voi vreți să sau v-ați hotărât mai pe la sfârșitul anului să vă asumați responsabilitatea, asta înseamnă să vă și asumați responsabilitatea, uitați ce frumos vine, într-o relație suflete perechi, da? Cum vine și aici, aici, da? Doi de apă, doi de cupe, da? Într-o relație de suflete, vreți să vă implicați. E o chestie care ține mai de sfârșit de 2020. Pentru că ați trecut prin niște chestii grele. Da? Însă, apare acest diavol, și soarele. Pe de-o parte, țineți foarte mult acest suflet pereche, dacă l-ați întâlnit. Țineți foarte mult să-l manifestați, dar într-atât încât devine obsedantă această idee. Și, pentru că este soarele, chiar dacă este o persoană care vă atrage cu acest cavaler de bâte. Există un ego în această poveste imens. Afară de atracția sexuală, există și un ego imens în această poveste. Mare grijă ce manifestați. Că e al vostru, că e al lor, că e al ambilor, pentru că, în general, ne atragem oameni care seamănă cu noi, știți? Știți, da? Unul poate este egoist, eu știu, într-o privință, altul în altă privință. Aici este exchange-ul balanțelor. Să amestec un pic și să mai vedem. Balanței, balanțuce, balanțele, balanțe, ianuarie 2021. La mulți ani! Am văzut top de cupe. Cineva vrea să plece de lângă voi? Ia uite! Ce aici? Un semn de foc. Cineva vrea să părăsească un semn de foc? Vedeți pentru cine a fi mesajul. Ia să vedem. Oh, faetonul, ce frumos! Vă luați mașina? Și eu vreau să-mi iau mașina. Dar n-am soare în balanță, am alte planete în balanță. Central, sunteți determinați să mergeți către destinul vostru. Ce frumos! V-ați studiat harta natală, că în general deasupra șoferului este o... Ce este? Un imprime, să zic. Este un textil, ceva, o cârpă imprimată cu niște stele, cu lună și cu constelații. Asta înseamnă că acel șofer se ghidează după astre. Adică faetonul, care în general este semnul racului, dar nu obligatoriu, nu obligatoriu, este un om ambițios, adică e o figură cardinală și voi sunteți semne cardinale, face echilibru, apropo de balanță, între experiențele negative și pozitive și e determinat să meargă către direcția sa naturală. Către steaua sa, către steaua sa este și o stea aici. Vă știți steaua, vă știți misiunea, vă știți hărțile natale ca să vă pregătiți cât de cât destinul? Ar fi bine. O, provocarea este cum gândiți, judecata. Renașterea este. Renașterea din ce o fi spus mai devreme sau din altceva. Renașterea. 20. Ce s-a întâmplat? Aha, interesant. 2020. Ce s-a întâmplat anul trecut? De aici trebuie să renașteți. Din relațiile acelea karmice despre care am spus mai devreme. Aici e provocarea să renașteți, să învățați să ascultați intuiția.
Și să ascultați îngerii. Unii dintre voi care sunteți mai pragmatici s-ar putea să fie mai greu, dar asta e dacă vreți să vă înțelegeți destinul și să-l îmbrățișați și să mergeți determinați și eventual să puneți pe pilot automat și voi să faceți alte lucruri. Asta așa că vorbeam de mașină. Trebuie să aveți intuiția și conexiune cu divinitatea. Interesant, un semn de foc totuși la rădăcina acestei cruci. 5 de bâte, eventual cineva cu marcaj în semnul leului. 5 de bâte. Pot să fie și conflicte. Conflicte cu prietenii. Invidii, bătăi. Unele balanțe sunt chiar agresive. Concurență la locul de muncă. O concurență, o ceva, o luptă. Dar lupta asta vă face mai creativ. Lupta asta vă face mai puternici. Interesant. Ce mai fi? Aha. Roata norocului. În ultima vreme, ăsta e trecutul îndepărtat, ăsta e trecutul apropiat. În ultima vreme, începe să se schimbe energia. Cum am tot zis și eu și colegele mele, bine, eu zic de vreo 2 ani de zile pentru unii care și-au făcut temele mai din timp, alții întârziat, sper să-și facă tocmai acum, la început de 21, temele. Și schimbarea de karmă. Roata norocului. Începe să se schimbe energia și norocul și pentru voi. De-aia zic, primiți cu apreciere. De multe ori vine un pic și apoi vă copleșește universul cu daruri. Dar ideea este să faceți față testului. Dacă refuzați primul dar, care poate să fie mic, rece, eu știu, să se topească imediat în palmă, și să manifestați nemulțumirea, universul nu vă mai dă, pentru că o să spună, ia uite, am încercat să-i dăm și n-a fost mulțumit. Și dacă n-a fost mulțumit sau mulțumită, de ce să-i mai dăm? După cum vedeți, este un fulg aici. Dar mai urmează o ninsoare întreagă, da? Veți fi copleșiți la un moment dat și voi de binecuvântări. Doar trebuie să fiți deschiși, să ieșiți din conflictele astea. Pot să fie și conflicte cu voi înșivă, cum am spus mai devreme, între felul în care ați fost educați, crescuți, sau partenerii pe care i-ați avut și v-au influențat, că chiar dacă spuneți, a, nu, pe mine nu mă influențează, ba, da, toți ne influențăm fără să vrem noi. Da. Roata norocului. Pentru unii poate să fie și un noroc de bani. Frumos ar fi, spuneți. Uai, ai, 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 iubire, iubire, iubire. Da, singurul lucru real e dragostea. Măi, dacă vine iubirea, nu mai... Da, primiți-o cu apreciere dacă vine iubirea. Trebuie să vină. Undeva. Poate prin februarie, martie, viitorul îndepărtat. Hai să vedem acum. Acușica. Acușica vine cu... cu pasiune, cu foc, cu sex, cu inspirație. Hai să nu mai vorbim doar despre așa ceva. Să vorbim și de inspirație, de sclipire, de inteligență. Da, sunt bâte, dar e un foc și focul ăsta inspiră. Începe cu o pasiune și se transformă în dragoste. Sau poate să fie două personaje diferite. Rămâne de văzut. Ori vă împăcați cu cineva, ori manifestați destinul într-o nouă direcție, posibil pentru unii. Vă rog frumos să selectați, dar să faceți ordine între mesaje, că nu toate sunt pentru voi și nu tot unul după altul. Da? Eu vă dau mai multe variante. Că se pot manifesta toate, că se pot manifesta doar unele dintre ele, veți vedea. Aha, asta e sfatul. Mai, calmați-vă mental. Vindecați-vă de rănile trecutului. Healing, da? Ce înseamnă healing și wisdom? Amândouă reprezintă zodia fecioare, într-un fel sau altul, seamănă oarecum cu ce văzuse mai devreme, cu eremitul. Dați-vă timp să vă vindecați de șabloanele pe care le-ați manifestat până acum. Nu vă aruncați imediat înainte. Nu, nu. Vindecați-vă. Asta înseamnă patru de spade și varianta cea mică a eremitului. Contemplați, meditați. Asta este sfatul. Faceți-vă ordine în minte, pentru că mintea balanțelor uneori este cam dezordine. Alba-neagră, cum am arătat mai devreme. Exterior. E clar, un semn de foc vă influențează. Să vedem ce e cu asul ăla de cupă, ce ar putea să fie. Un semn de foc sau nu neapărat semn de foc? Poate că are ascendent, poate că are Venus, poate are nodul nord în semn de foc. Cineva care
are un fel pasional de a fi. Și ce înseamnă asta? Nu e o persoană răbdătoare? Ca alte simboluri. Semnul bătele vor să ardă acum și dacă se întâmplă ceva, imediat explodează sau apare focul. Însă, valetul de bâte poate să fie și o idee cineva, o comunicare cu cineva, evident că poate să fie un copil pentru unii, dar nu prea simt. Poate să fie eventual, și zic poate pentru că e etalare generală și colectivă, o persoană ori mai tânără, ori cu un spirit, pentru că bătele înseamnă spirit. Un spirit tânăr. O persoană care vă inspiră, e originală, clar, cu valetul de bâte, e o persoană originală și inovativă și creativă. Așa văd cu acești pumni care au niște portocale. Exotică chiar. Are ceva exotic în felul său de a fi. Și repet, dacă nu-i persoană, poate să fie o idee interesantă, pentru că asul de bâte reprezintă o idee ca să începeți eventual, eu știu ce, dacă vă gândiți la bani. Dar eu vă zic să nu vă mai gândiți la atâția bani, să vă gândiți la vindecarea voastră și la înțelepciunea voastră. Drăguț. Oh, patru de cupe. Vă este teamă de acest patru de cupe? În ce sens? Vă este teamă că veți plânge, veți fi dezamăgiți. Ia uite și exact asul de cupe. Băi, deci nu se poate. Asul de cupe care apare la un moment dat în viitorul. Îndepărtat, ce ar putea să însemne îndepărtat, variază de la unul la altul. Deci nu se poate. Și aici vă este teamă. E un mesaj, acum l-am primit, îl transmit. Va atrage această situație, că e proiect, că e personaj, va atrage, dar undeva în subconștient, e o frică bine ascunsă. Vă este teamă că dacă primiți această pasiune, s-ar putea să pierdeți ocazia unei iubiri mult mai profunde și mari. Și este logic să gândiți așa. Dacă este așa cum zic unii, nu pentru toată lumea, am vorbit acum. Pentru unii dintre voi, pentru că aveți faetonul și patru de cupe, există cineva cu marcaj în semnul oracului care plânge pentru voi sau care vă așteaptă sau s-a pierdut o oportunitate. Și aici vă este teamă. Unii ați pierdut o oportunitate cu un suflet pereche, cu acest suflet pereche care v-ar fi putut sau vă poate în continuare vindeca. Și a apărut, ați văzut mai devreme, de două ori, doi de cupe. E cupa voastră și cupa lor, da? Aici este, ați pierdut o oportunitate și vă este teamă să nu mai pierdeți încă una? Sau vă este teamă că nu vă puteți împăca? Ah, interesant, judecată înseamnă și împăcare. Vă este teamă că nu vă puteți împăca cineva cu care ați pierdut o ocazie, măi, ce să mai, asta e clar. Voi știți cu cine ați pierdut o ocazie. Din cauza altor prieteni, dragii mei, din cauza acestui conflict, din cauza unor situații, ce vă doriți? Spânzurat. Acum apare semnul peștilor, dar nu neapărat semnul peștilor, poate cineva cu planete acolo. Sau planete în casa voastră a 12-a, dacă vă știți ascendentul. Așa, ca să vă mai dau și niște repere astrologice, dar spânzuratul înseamnă că vă doriți și ar fi bine dacă ați și reușit să aveți o nouă perspectivă asupra lucrurilor. Dar o să clarific. Spânzuratul înseamnă foarte multe și pe mine acum... Măi, ametistule. Pe mine acum acest spânzurat mă face să mă gândesc că vă doriți o comunicare subtilă cu cineva. Spânzuratul în general primește iluminare după o perioadă de sacrificii. După ce stă așa cu capul în jos, poate faceți fitness și stați în poziția asta. Felicitări dacă reușiți. Poate faceți yoga. Da, pentru că spânzurat înseamnă spiritualitate, posibil și yoga. Unii dintre voi, unele, în mod special doamnele, sunt mai deschise către așa ceva, dar nu obligatoriu, pot să fie și domn care fac yoga.
Stând așa sacrificat, atârnat de picioare, spânzuratul capătă iluminarea, vede lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Posibil unii dintre voi, totuși, să vă doriți această vindecare, să spuneți, gata, m-am săturat să trăiesc conflicte, relații conflictuale, să pierd ocazii, să aia, aia, vreau să mă vindec, exact ce am zis, vindec, oh, vai de cum a rupt, acum le văd, vindecare, da? Și înțelepciune, pentru că spânzuratul, am zis, capătă iluminare. Mai, eu zic că începeți totuși, ce întârziați să vă treziți la o nouă realitate, real, realitate, și să puneți dragostea pe primul loc. Și în viitor o să puneți, da? Apare asul de cupe. Asul de cupe, repet, de câte ori pot, nu înseamnă mult să ai nouă dragoste. În primul și în primul rând înseamnă dragoste față de voi. Și în momentul în care vă iubiți, bărbați, femei, nu mai acceptați aventuri de scurtă durată. Vreți ceva solid, cum apare și aici 10 de monede, vreți ceva solid de lungă durată, ceva... Am zis lungă sau scurtă durată? În fine, da, aventură de scurtă durată, da. Deci, aici este o schimbare. Da, și renașterea, de fapt. Da, frumos, interesant. Deci, schimbarea și renașterea care se produce, într-un fel sau altul. Renașteți la o nouă conștiință. Dar, repet, asul de cupe înseamnă vindecare, dragoste, stimă față... Bine, stimă înseamnă monede. Dragoste față de voi. Cupele vindecă. De ce e cupa și cu șarpele, ca și simbol al farmaciei, da? Și în momentul în care voi vă vindecați și mental și emoțional, reușiți să manifestați o nouă dragoste. Da. Posibil să vină și o nouă dragoste. Sau acest semn de apă pentru unii sau cineva cu marcaj în semn de apă sau dacă nu-i marcaj, cum am văzut de două ori, doi de cupe, unde e? Cineva care va atinge luna în harta voastră natală. Ori e conjuncție, ori e trigonie, un aspect frumos, benefic între luna voastră și luna lor sau luna voastră și planetele lor. E o chestie lunară. Frumoase cărți, balanțelor. Mai sper că a meritat întârzierea, nu? Cere... Uaha! Bă, pasiunea asta, vă, obsesia pentru sex vă devorează, ce spun. Hai, să nu o mai mințim, să nu fiu prea, da? Atât de... Să... Nu pot să vă menajez tot timpul. E obsesia pentru sex. În primul rând, față de cineva. Poate să fie una și aceeași persoană, evident, și pe care o să o vedeți mai mult atracția fizică pe care o simțiți. Să atârne mai mult în acea balanță pe care o reprezentați decât vindecarea și emoțiile pe care le puteți regăsi în acea relație. Evident că poate să fie una și aceeași persoană. Dacă sunt persoane diferite, păi, ce să mai, tot sexul, sex, sex, sex. Dar eu cred că, a, e drăguț, înseamnă că puneți capăt. Înseamnă că totuși puneți capăt acestui diavol care vă mănâncă zilele, da? E frumos. Puneți capăt, 10 de spade. Aceste relații, acest foc, acest ego, să nu uităm de ego, poate fi frici de relații de lungă durată, sunt multe. Vedeți și voi, trebuie să vă introspectați. Da, să vă analizați. Acea analiză personală. Și aici la fel. Aici inspirație divină. În timp ce vă analizați, vine și inspirația. Așa amândouă stau. Vă luați timp un pic să meditați. Și aici e aici e selecție emoțională, sentimentală. Ah, de ce vă este teamă că nu vă va alege dragostea? Pentru că știți că ați cam petrecut unii dintre voi, unii, nu toți, dacă sunteți cu minți, ok, felicitări. Eu vorbeam de unii, da? Asta e. Ia uite cum a revenit 10 de bute. Chestia aceea care v-a consumat pe voi niște ani de zile, tot revine, revine, trei de cupe, vă pune în triunghiuri amoroase. Este iar o chestie tradițională, poate aveți familie, poate... Și totuși... Da. Cu fi semn de pământ, cu fi semn de aer, de foc, nu mai contează. Diavolul ăsta deocamdată se manifestă încă. Încă aveți aici ceva de vindecat, dragii mei.
Vindecare. Și am mai zis de nu știu câte ori, cu răbdare, cu răbdare. Haideți totuși să clarific. Ce acest spânzurat? Sper că nu vă sacrificați pentru acest diavol, că nu se merită, dragii mei. Rațiunea asta... Ia să vedem. Uf, măi. Spânzuratul. Am zis că este. Sunteți unii dintre voi, sunteți dezamăgiți. Pentru unii cineva, repet, cineva cu planete în casa 12 sau planete în pești este dezamăgit de voi. Pentru că apare și aici în poziția fricilor. Da, variază, evident. Ați avut atracție pentru acest personaj, dar altfel de atracție, îndrăgostiții. Și personajul ăsta chiar merita, dar ceva a apărut. Poate să fie legat de același personaj, da? Pentru că reprezintă semne case similare. Acea ocazie pe care ați pierdut-o cu cineva. Clarifică, mai dăm o carte spânzurată. Ori ei, ori voi sunteți dezamăgiți, poate unul și altul. Da, trebuie să alegeți, trebuie să alegeți. Ce faceți? În ce direcție stați? Trebuie să alegeți o nouă lume. Ia uite, Regina de Cupe. Regina de Cupe, Pești, Rac, Scorpion sau cineva cu marcaj acolo poate să aibă luna. Sau Venus în Scorpion. Hai să fim serioși, cineva cu luna și cu Venus în Scorpion nu vă pune pe jar. Vă pune. Deci nu trebuie să fie musai cu soare. Și e o obsesie, e o obsesie cu aceste cărți, e un blocaj mental. Mai dăm o carte. Pentru acest spânzurat, 3 de spade, 2 de bute. Și voi și ei trebuie să alegeți. E o răscruce de drumuri. Cineva vă... Sunteți și voi stresați. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte încă. Oh, 2 de spade. Iar alegeri. Alegeri, decizii, planuri. Se amână niște lucruri pentru că sunteți decepționați. Zic că sunteți conștienți că trebuie să alegeți altceva decât ați avut până acum. Clarificăm diavolul. Deși am văzut ce arată în viitor, dar în fine. Clarificăm diavolul ăsta. Ce cu diavolul ăsta? Pentru balanță, diavolul. Ce reușesc să facă? E obsesie, e un ego. E ceva toxic. O carte vreau. Diavol. Iar apare cartea asta. Iar vă consumă ceva. Iar vă arde. Vă arde bateriile. Vă consumați energia într-o direcție care nu vă priește. Asta pentru că încă nu puteți să alegeți. Eu știu cât vă trebuie să alegeți, domnilor. 2 de băte, 2 de spade. Să primiți această nouă viziune și să vă eliberați de decepțiile astea. Oricineva v-a blocat. Pe unii cineva v-a blocat pentru că n-ați putut să alegeți, va trebui prea mult timp. Asul de cupe. Hai să vedem. Asul de cupe. Ce cu asul de cupe în viitor? Nu, vreau o veste bună. Adică sunt veștile bune, dar... Asul de cupe. Ce este acest as de cupe în viitor? Regele de cupe și 7 de spade. Ați fugit de cineva?
A sfugit de cineva cu marcaj, iar va apare semn de apă. A sfugit de cineva? Poate și acel personaj a fugit de voi? Aici este autosabotaj toată ziua. Pentru că dragostea există și regele de cupe reprezintă dragostea adevărată, asul de cupe reprezintă dragostea adevărată, amândoi reprezintă și dragoste fi și vindecare și totuși apare acest mincinos. Și nu în sensul că vă mințiți, vă mințiți că nu, că puteți și fără. Și stați în această situație pe care încă o manifestați. Aveți impresia că, că se poate și fără. În fine, sper în februarie să luați mai deciziile și să faceți pașii necesari. Ia uite, încă visați. Unul, ia uite, poate că e o familie la mijloc și un triunghi amoros se creează. Poate că unul dintre voi încearcă să dețină controlul. În general, partea masculină e așa mai sober. Așa, și totuși, de visați unul la altul, măcar din când în când. Dar nu prea arătați cu acest împărat. Din motive de sobrietate, de familie, de tradiții. Ia uite, secrete, lună, mai. E profundă, dar... profundă treaba, dar tot acolo trageți, tot acolo, tot vă trage acest diavol. Eu zic să-i puneți capăt, că a apărut și 10 de spade mai devreme, a văzut și 10 de bâte. Eu zic să-i puneți capăt și să alegeți mama măsii odată, ca lumea. Dar evident că luați-vă sfatul este să vă dați timp, să meditați, analizați. Nu vă mai aruncați exact în bâtă. Știu că a sunat un pic mai ciudat, dar pentru unii chiar era necesar. Focul ăsta. E o problemă aici. Și uite, așa iar vorbesc mult. Mai. Da, cam atât. Eu zic că e fain. Totuși, doar că trebuie să vă hotărâți să încheiați acea karmă, domnilor și doamnelor. Să încheiați acea karmă. Ia să vedem ce deschide. Balanțe? Alba sau neagră? Ia uite, iar țineți de bani. Iar țineți de bani, mă, nene. Și asta ce era? Ia uite, remitul. Între înțelepciune și bani. În fine, cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani. O să vină și pe 2021. Dacă vă place, ascultați și ținem legătura. Pa, pa!